Una la 3.000 tocmai. Vorbim despre căciula de miel moldovenesc purtată de un tânăr din Cahul stabilit în SUA alături de alți 3.000 de studenți americani care au ales tradiționala tocă la absolvirea universității. Ce l-a motivat, unde a găsit-o și cum au reacționat colegii, aflăm chiar acum de la David Dunas. Salutare, David! Cum să zic, bună dimineața acolo pentru voi, pentru că cam în această perioadă sunteți, nu? Da. Salut, Adrian. Am înțeles. Zi, David, de cât timp ești plecat acolo peste ocean? Sunt deja 4 ani în America. Am venit aici în America la studii. Am aplicat la Versace și am ajuns în America. Am înțeles. Foarte frumoase imaginile, că am văzut imagini cu tine la absolvire și să știi că chiar am rămas impresionat, dar pe lângă faptul că colegii te-au îndemnat să porți acea căciulă noastră tradițională de miel, cum au reacționat profesorii? Nu există acolo anumite, eu știu, restricții sau valori pe care ar trebui să le promoveze, pentru că știm că toca e de bază atunci când vedem un absolvent pur american. Cred că când eram chiar la eveniment și asistam la tot procesul, căciula era lângă mine și eu le-am spus la mulți colegi că eu asist pe scenă cu căciula noastră tradițională moldovenească. Mulți m-au văzut cu ea, m-au întrebat ce este. Și noi, eu cred că chiar și profesorii și colegii au apreciat foarte mult gestul meu, inițiativa mea să reprezint țara noastră pe scenă, ieșând după vânarea diplomului. Frumos, vedem și în imagini acum acea căciulă, dar și imagini cu tine și cu alții studenți de acolo. Vreau să te întreb ce alte valori mai încerci să promovezi și dacă studenții de acolo, americani, au auzit de Republica Moldova sau de, măcar un pic așa, de tricolor, că de căciulă am auzit, știm deja. Sigur. În primul rând, am căutat să promovez spiritul colectiv, de grup, de familie. Fiind străină, aici am căutat să formez un nou grup de prieteni, familie, să caut relații noi. Iar de Moldova nu prea auzit, prea puțin oameni auzit de Moldova. Și toți când pronunțam Moldova, mă întrebau Maldivi. Și eu spun, dacă eram din Maldivi, ce am să caut în America? Adică, nici chiar așa. Am înțeles. Da. Am înțeles. Da, știau unii măcar un pic așa de Moldova, de, eu știu, de această țărișoară, de acest cos de pământ, măcar continentul pe care se află? Nu. Mulți credeau că sunt latino, ceea ce înseamnă că sunt din America Latină. Și posibil pentru că arată mai mult ca ei sau accentul englez era așa, dar foarte puțin știau de Moldova, unde se află pe partea geografică. Pentru viitor, dacă e să sărim un pic așa în ceea ce urmează, ce planuri ai de viitor? Revii în țară sau îți construiești acolo, eu știu, carieră? În mare parte să spun așa că în viitor apropiat, sigur, mă văd în țară, să mă întorc în țară. Așa că tatuare sunt în el. Foarte frumos. Și vei mai purta căciula cu alte ocazii și vreau să te întreb așa, scurt pe doi, dacă ai încercat poate să le gătești o mămăligă tradițională moldovenească americanilor. Da, cu fratele meu mai mare, am fratele mai mare cu un an, am încercat și alte mâncări. Nu că noi suntem bucătari buni, dar voi purta și căciula în continuare, poate la alte evenimente moldovenești sau americani care mai sunt în preajă, sigur. Perfect, perfect. Îți mulțumim tare mult și ne mândrim cu astfel de tineri. Te așteptăm și aici în Moldova să faci lucruri frumoase, pentru că pe lângă asta ești și talentat. Toate bune! Mulțumesc foarte mult!